Deci ne aflăm în defilul Mureșului Superior. Ne îndreptăm către Bistrița. Iată și Mureșul. Încă este micuț, n-a prins putere, dar până la vărsare mai are mulți kilometri și se mărește și se adâncește, se lățește. Iar până acolo mai e mult. Ieșim din defileul Mureșului Superior la Dedea, după care urmează Sărățel, unde este muntele de sare. Apoi Beclean în Bistrița. Și ne oprim acolo la Băile de Fidă. Superior al Mureșului. Deja Mureșul se vede, este mai larg aici. E o zonă pitorească de frumusețe copleșitoare. Am ajuns la Dedea, aici este limita defileului. Mai departe urmează Sărățel. La Sărățel acolo există un depozit masiv de sare. Am ajuns la Sărățel, mai avem foarte puțin până la Beclean. Localitatea se numește Sărățel pentru depozitele de sare care se află în proximitate. E o localitate drăguță, îngrijită. Cu niște amenajări aici. Se grăbește pentru că suntem în întârziere. Și admirăm lanurile de porumb din munca Mureșului. Trece trenul la Beclean pe Someș, tocmai am ajuns, este ora prânzului, este ora 1. Tocmai am ajuns, ne îndreptăm către Băile Figa, e mijlocul zilei. Soarele cam arde puțin tel, așa. Am hotărât să facem o mică drumeție, poate că aduce chiar pe lângă linia de tren. Și ne îndreptăm spre Băile Figa să ne bălăcim la bazine. Vremea e frumoasă, e soare, e plăcut, poate că este foarte pitorească. Mergem așa în natură. Vegetația este specifică locului. Aici există o curte cu un cățel agitat. Dincolo de linia de tren sunt niște vile foarte frumoase. Avem peisaj și iată niște plante înalte. Și găsim niște eflorescențe galbene. Și iarbă înaltă cât un om. Uite și floricele mai micuțe galbene. Cam așa arată. Așa arată iarba sălbatică, iar dincolo de gard este cultură de cartofi, cum spunea. Aici sunt trandafiri, s-au scuturat petalele, au rămas bulbii. Din bulbii ăștia rezultă sămânța viitoare. Acum 2-3 săptămâni era o eflorescență fantastică aici. Acum a trecut vremea și planta produce semințe în momentul ăsta. Avem și niște clopoții aici. Intrăm pe potecă, prin livadă. Aici vedem un nuc. Trecem pe potecă printre curțile oamenilor. Iată iarăși niște plante cu eflorescență galbenă. Sunt foarte multe specii în zona asta. Uite și ceva stuf și tot felul de flori sălbatice. Aici gardul este năpădit de plante. Asta noi le zicem rochița rândunicii. E un pic prăbușit, se mai sprijină un pic de rădăcina asta uscată. În livada asta sunt niște meri. Tocmai cresc, peste o lună, două spune de mâncat.